Salutare dragilor și bine v-am găsit la un nou video pe canalul meu de YouTube. În momentul acesta în care filmez sunt foarte bucuros pentru că am ajuns la suma de 300 de abonați, dragilor. 300 de abonați suntem pe acest canal și este foarte bine, foarte important, foarte frumos pentru mine și de aceea țin să vă mulțumesc super mult chiar vouă care vedeți acest video și care v-ați abonat și mă ajutați cu like-uri, cu share-uri, cu tot ce vreți voi și vă sunt recunoscător pentru asta. Chiar v-aș ruga să o faceți care nu v-ați abonat ca să crește cât mai mult pe acest canal. Însă, în prezent am adunat suma de 300 de abonați, ceea ce este foarte important și cum să zic, îmi dă așa o energie pozitivă să continui să creștem cât mai mult pe acest canal, să-mi dau toată silința și da, să ajungem cât de sus pe acest canal, dragilor. Vreau să vă anunț de la început acestui video că dacă auziți ceva sunete, știu eu, pe afară, pe una alta, dacă pe sonor, scuzați, sunt afară și da, se pot auzi orice sunete, dar de aceea să fiți concentrat la ceea ce o să zic eu, pentru că vreau să fac un anunț, să zic eu, destul de important pe care nu l-am mai făcut pe acest canal până acum. Am ajuns, cum spuneam, la suma de 300 de abonați datorită vouă, datorită sacrificiului meu care îl fac pentru acest canal, nu că ar fi atât de mare, dar na, cât de cât din timpul meu ca să postez și ca să mă bucur și eu de această muncă, atât eu cât și voi, pentru că fac acest content și pentru voi. Și ce să zic, aș vrea să fac un nou tip de content pe acest canal de YouTube. Cum ar fi? Poate unii dintre voi, sau majoritatea, știți cum este Doza IT de la Mikey H. Așa, nu vă gândiți repede că o să fac eu sau o să-l copiez sau așadar. M-am inspirat de la aceasta și vreau să continui și eu pe canalul meu de YouTube. Însă o să vă las linkul în descriere, dacă nu, să mergeți să cercetați, să vedeți în vedeți mai de aproape cu despre ce este vorba. Și am spus ca să fac și eu în așa fel. Cum ar veni să fac topuri pe acest canal, gen, dacă știu eu, mi-am luat camera aceasta, da? La un exemplu, Canon EOS M10, să-ți dau așa un exemplu. Și eu o să pun top 5 lucruri importante la această cameră, top 5 lucruri care îmi plac, înțelegeți? O să fac un episod. Pe urmă, a căzut un măr. Pe urmă, episodul următor cu 5 lucruri negative la acestei camere. Știu eu, de exemplu, am văzut mulți și interesat atâta poate și de voi cât și de mine, de exemplu, cum ar fi, știu eu, 5 locuri interesante unde putea să duci în lumea aceasta sau în România sau s-o durai lucruri, s-o durai de chestii, de lucruri de făcut și de povestit atât în vlogurile mele cât și, știu eu, în viața de zi cu zi. Și am zis că o parte din aceasta să vi le transmit și vouă și cu așa să știu și eu să analizez câteva lucruri, să mai învăț și, ce să zic, împreună să fim documentați cu totul. Și am zis că este un tip de content destul de plăcut, să zic așa, că am văzut că mulți fac chestia asta și nu vreau acum ca să copiez pe cineva. Însă o să fac individual, o să fac după, știu eu, după placul meu, cum îmi place mie, nu o să copiez pe nimeni și da, am să vă cer părerea dacă sunteți de acord cu acest content, ca să fac, de exemplu, astăzi este luni, da? Să pun, bine, nu e luni, dau un exemplu, astăzi este luni, o să pun, știu eu, na, să zicem top 5 jucători ai lumii, da? Mâine să pun, de exemplu, un vlog, poi mâine să pun iară top 5, știu eu, mașini are anului 2017, înțelegeți? Deci la asta vreau să mă refer. Și chiar aș vrea ca să-mi dați o părere sinceră în comentarii dacă vă place acest gen de content, dacă ați vrea să mă apuc și ce să zic. Cu asta vă las video special că am făcut 300 de abonați, pentru asta în continuare să acumuleze cât mai mulți, ca să ajungem la 1000 de abonați, să facem și giveaway-uri, să facem cât de mulți, cât de frumos pe acest canal. Cu ajutorul vostru și al Dumnezeu, bineînțeles, să trecem cât de sus peste toate astea și o să reușim, fraților, că creștem și e destul de bine. De aceea nu uitați să lăsați un like acestui video, să dați un share, să vadă și prietenii voștri, ca să scrieți cât mai mulți părerea despre acest tip de content care vi l-am spus, dacă sunteți de acord să-l fac, bineînțeles, și vă place. Și da, un subscribe dacă nu v-ați abonat încă și asta este. V-am pupat, eu am fost Emi, servus!